Scumpirile în lanța carburanților bat la buzunare. În această lună a fost înregistrată deja 7-a scumpire a benzinei și motorinei din 2021. Astfel avem cele mai mari prețuri din istorie la carburanți în Republica Moldova. Șoferii sunt disperați și acuză autoritățile centrale de iresponsabilitate, iar experții în energetică dau vina pe înțelegerile de cartel, dar și pe incompetența Consiliului Concurenței, Agenției Naționale de Reglementare în Energetică și a clasei politice. Toate țările cac bine mai ieftin ca la noi. Ca la noi, dar la noi cac ta se ridică, dar de coborât în jos nu prea. Cine credeți dumneavoastră că este responsabil de ridicarea prețurilor în țară? Credem că guvernul. Nu trăim în Europa încă. Prețurile sunt europene. Cine este responsabil de ridicarea prețurilor la carburanți? Guvernul. Очень-очень-очень большое повышение резко. Я считаю, что это ненормально. Разве можно это считать нормальным? Нет. А как вы считаете, кто отвечает за поднятие цен? Те, кто нам предлагают топливо, бензин и там другое топливо. Это их, ну и государство, естественно, материально, конечно, это ощущается. Нужно больше денег на заправку. Вот сегодня я заправилась на 250. Можно было бы больше, бак наполовину, вот, но... И приходится экономить. Бензина и моторина s-au scumpit săptămâna trecută cu încă 40, respectiv 45 de bani. La stațiile Peco din Bălți, noul preț pentru un litru de benzină cu cifra octanică 95 este de 20 de lei și 40 de bani, iar un litru de benzină cu cifra octanică 98 costă 21 de lei și 20 de bani. Prețul nou la motorină este de 16 lei și 80 de bani, în comparație cu 16 lei și 35 de bani anterior. În aceste condiții, șoferilor de autobuze și microbuzele vine greu să-și facă plinul, mai ales că duc lipsă de pasageri. Foarte rău, foarte rău părere avem. Uitați-vă și pasageri avem. Noi n-avem nici cu ce vine, nici cu cine duce. Dar de scumpesc în toată ziua. Parlamentul, amu, trebuie să-i dăm jos. Alimentăm cam de 600-700 de lei. Angajații stațiilor Peco recunosc că prețurile la carburanți se schimbă de câteva ori pe lună. Nu-i normal. De câte ori s-au schimbat prețurile la carburanți? De două ori. Consiliul Concurenței nu-și face treaba deloc, susține expertul în energetică Sergiu Tofilat. În cadrul unei emisiuni, el a declarat că ANR trebuie să plafoneze prețurile la carburanți, iar legea privind piața produselor petroliere votată de socialiști este un model care nu ar trebui să existe. Trebuie de făcut ordine la Consiliul Concurenței. Până când faci ordine la Consiliul Concurenței, clar că asta durează. Nu se face chiar într-o zi, două. Până atunci trebuie găsit un mecanism temporar, deci revii la plafonare temporar ca ANRE, odată la două săptămâni, să stabilească prețul. Deci prima se votează modificări la legea asta a produselor petroliere și temporar ANRE o să facă chestia asta. Amintim că în martie directorul ANR a fost deja audiat în Parlament în legătură cu scumpirea în valuri a carburanților. Ceslav Untilă declara atunci că instituția pe care o conduce nu ar avea competențele necesare pentru a interveni direct în mecanismul de formare a prețurilor la benzină și motorină. Cu toate acestea, deputații au acordat vot de neîncredere conducerii ANR și au solicitat demisia Consiliului de Administrație a instituției. După aceasta, în aprilie, Parlamentul a votat un proiect de lege care prevede plafonarea prețurilor la carburanți, dar care nu este încă în aplicare. Joi 20 mai, ANR a organizat consultări preliminare privind elaborarea noii metodologii de calculare și aplicarea prețurilor la produsele petroliere. Documentul urmează să fie elaborat până pe 14 iunie.